Unire prin cultură, Caragiale să ne judece, este genericul noului proiect cultural al Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, evenimentul consacrat aniversării a 170 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, reunește la Chișinău teatre din Republica Moldova și din România, care au în repertoriu spectacole din creația lui Caragiale. Iordache, unde e Nae? Nu știu, a plecat de admirație și până acum s-a întors. Dar trebuie să vie, să mă duc și eu la masă. Am să-l aștept și eu. Maratonul teatral a debutat cu producția Teatrului din Petroșani, România, comedia de ale Carnavalului, în montarea lui Alexandru Grecu. El este singurul regizor din Republica Moldova care anterior a montat toate piesele lui Caragiale, el fiind acum și inițiatorul acestui proiect. Este primul proiect dedicat marelui Caragiale. 10 zile vom juca toate piesele lui. Sunt diferite montări cu diferită estetică, dar ceea ce este important că Caragiale este iubit și așteptat de spectatorii. Caragiale este permanent contemporanul nostru. Am venit ca să văd creația lui Ion Luca Caragiale, deoarece o studiem la limba și literatura română și este foarte important și interesant. Iubesc opera lui Caragiale, nu o cunosc atât de bine. Dar pentru mine teatru pe viu e ceva care mă frapează și aș privi în toată ziua. Un festival dedicat lui Caragiale e un eveniment cu atât mai fericit pentru că cultura de limbă română, indiferent dacă are loc în România sau în Basarabia, este marcată de Caragiale. Proiectul Unire prin Cultură are suportul Primăriei Chișinău, Institutului Cultural Român Mihai Eminescu și Consiliului Județean Hunedoara din România. Există un parteneriat mai vechi care s-a stabilit cu ani în urmă între Teatrul de Artă din Deva și Teatrul Satiricus din Chișinău. El a continuat în acest an cu un festival care s-a ținut la Hunedoara, Unire prin Cultură, o mini-stagiune pe care a jucat-o 5 zile Teatrul Satiricus din Chișinău și acum am venit noi la acest festival. Proiectul Unire prin Cultură, Caragiale să ne judece, se va încheia pe 20 octombrie.